Există teatru de valoare, de calitate și există teatru subcomercial. Sigur că orice montare nu trebuie să fie o estetică închisă, ermetic, nu? Nu. Nu. Și, nu, și în niciun caz la Goldoni. Dar această extremă vulgarizare sub pretextul comercialului nu face un serviciu nimănui. Nici publicul nu va fi mai fericit să asiste la astfel de blestemății. Publicul era puțin prea fericit. Sunt publicul și publicul. Da, e adevărat. Eu dar nu el să mai vorbesc. Și format. Trebuie format, dar acest public se uită în continuu la televizor. În continuu la televizor, gradul de vulgaritate și de lipsă de bun simț s-a diluat. Este o agresivitate a inculturii, a lipsei de bun simț, a lipsei de cunoaștere a limbii române. Limba română este maltratată zilnic. Nu mă mai uit la televizor, pentru că îmi creează o mare suferință de la știri, nu conținutul știrilor, cum sunt citite știrile, în ce limbă sunt citite, cum se pun accentele pe cuvinte, pe propoziție și pe frază și mai departe. Deci este o maltratare a culturii. Goldoni face parte din bijuteriile culturii teatrale. Spectacole, multe pe care le-am văzut după Goldoni, aici și aiurea, sunt puse în scenă cu foarte multă reverență, fără să-i diminueze cu orice preț registrul. Registrul comic nu este cu nimic mai simplu, mai facil. Este poate mai greu pentru un actor. Are un cod anume, foarte special. Dacă te strâmbi, nu înseamnă că râde neapărat publicul. Cam aici s-a ajuns. Tehnica este cu totul alta, dar aici nici despre tehnică nu prea mai vorbim. Deci râsul cu orice preț pe o vulgarizare, pe o îngroșare a cuvintelor, a sensurilor duble, dacă nu există un sens dublu, lingvistic vorbind, se adaugă de la regizor, să mai pune și de la actorul meu ceva. Doar pot să vă spun că acum câțiva ani în America, unde codul este invers de a exagera, pentru că nu mai distingi realitatea de ficțiune. Prin această invazie a unor știri halucinante peste tot în lume.